Curtea Constituțională a României a decis astăzi că există un conflict instituțional între președinte și ministrul justiției din cauza refuzului șefului statului de a o revoca din funcție pe șefa DNA Laura Codruța și Președintele României urmează să emită decretul de revocare din funcția procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Laura Codruța și Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică potrivit articolului 36 din legea numărul 47 din 1992 președintelui României, prim-ministrului Guvernului României și ministrului justiției și se publică în monitor oficial al României, arată Curtea Constituțională în comunicatul oficial dat publicității astăzi. În 22 februarie, ministrul Justiției Tudorel Toader a cerut președintelui revocarea șefei DNA după ce a acuzat-o de mai multe acte și fapte de netolerat în un stat de drept. Printre acestea, ministrul Toader a menționat ancheta în cazul ordonanței de urgență numărul 13, refuzul de a se prezenta la audierele din Parlament și lipsa unei reacții adecvate în cazul presupuselor abuzuri de la DNA Ploiești. Președintele Iohannis a anunțat la mijlocul lunii aprilie că nu va da curs cererii de revocare a Laurei Codruța și considerând că nu sunt motive temeinice pentru a da astfel de decizie. CSM a dat un aviz negativ cererii de revocare inițiate de Ministrul Justiției. Claus Iohannis a anunțat astăzi și ce va face după decizia Curții Constituționale. Indiferent ce va decide Curtea, voi aștepta decizia, motivația, voi citi și voi acționa în consecință, a declarat Iohannis înainte de anunțarea deciziei Curții Constituționale. Votul judecătorilor Curții Constituționale în cazul deciziei primind refuzul revocării șefei DNA, Laura Căduța Chioveși, a fost de 6 la 3, potrivit Ager Press. Opinie separată au făcut judecătorii Livia Stanciu, Daniel Moral și Ștept Defanmini au mai arătat sursele citate.